creștinii ortodoxi vor pomeni mâine tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, ultima mare sărbătoare a anului bisericesc. Ziua amintește de martirizarea Sfântului Proroc în temnițele lui Irod Agripa, la cererea Salomei, fiica vitregă a acestuia, în unul dintre cele mai dramatice momente ale istoriei de la începutul erei creștine. Părinții bisericii au rânduit ca această zi să fie cinstită cu post aspru, atât ca doliu pentru înaintemergătorul Domnului, cât și pentru a medita adecvat la exemplul vieții lui sfinte, pentru care a și fost numit Înger în trup. Deși sărbătoarea este numită generic Sfântul Ioan sau Sfântul Ion, alături de celelalte praznice închinate Botezătorului Domnului, în această zi nu ne sărbătorim onomastica și nici nu se fac nunți. Sfântul Ioan Botezătorul are 6 zile de prăznuire: 23 septembrie, zămislirea; 7 ianuarie, soborul Sfântului Proroc; 24 februarie, întâia și a doua aflare a capului; 25 mai, a treia aflare a capului; 24 iunie, nașterea; și 29 august, tăierea capului. La 29 august, unul dintre locașurile de cult din capitală care își va sărbători hramul este Biserica Sfântul Ioan Piață. Sfânta liturghie va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Zi de hram va fi și la Mănăstirea Secu din județul Neamț, unde va sluji în al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. De asemenea, multe alte biserici importante din Patriarhia Română își vor sărbători hramul. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în fiecare an la 30 august pe Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Născut în jurul anului 1590, Sfântul a păstorit Mitropolia Moldovei între anii 1632-1653. În această perioadă, ierarhul a zidit la Iași Biserica Sfinții Trei Ierarhi, în care a așezat în anul 1641 moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, dăruite lui Vasile Lupu de Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol. Totodată, sprijinit și de Sfântul Mitropolit Petru Movila al Chievului, Mitropolitul Varlaam a înființat prima tipografie românească din Moldova în anul 1640. Ultimii 4 ani de viață i-a trăit în smerenie, în rugăciune și în viețuire sfântă la Mănăstirea Secu, trecând la Domnul către sfârșitul anului 1657. Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Varlaam a avut loc pe 29 august 2007 la Mănăstirea Secu, locul unde a fost îngropat și unde se află moaștele acestuia. Reprezentanții sectoarelor administrativ-bisericesc și economic ale Arhiepiscopiei Bucureștilor și cei ai protopopiatelor din capitală s-au întâlnit joia aceasta în ședință de lucru la sediul protoieriei sector 3. S-au discutat probleme care țin de dinamica personalului și cele care au în vedere formarea continuă. Nu în ultimul rând, s-a subliniat nevoia intensificării activităților și a unei bune comunicări între parohii, protoierii și centrul eparhial. Biserica Sfântul Pantelimon Foișorul de Foc din București organizează a doua parte a atelierului de iconografie organizat anual de Departamentul pentru Copii și Tineret. Activitatea debutează sâmbătă 5 septembrie și este susținută de către Nicoleta Șerban, specialist în arta iconografică românească. Intitulat Prietenii Ateneului Sfântului Pantelimon, acest atelier își propune cultivarea tradiției pictării icoanei pe lemn și descoperirea și punerea în valoare a tinerelor talente. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Huș va fi resfințită duminica aceasta de Preasfințitul Părinte Corneliu, episcopul Hușilor. Sfântul locaș a fost ridicat între anii 1832-1834 de către Zaharia și Ruxanda Sotir, cei care au lăsat un fond și pentru ridicarea casei memoriale Sotir din municipiul Huș. De-a lungul timpului, biserica s-a degradat din cauza cutremurelor. Lucrări de reconsolidare au fost demarate după anul 1990. În perioada 1-11 septembrie, peste 80 de preoți din Mitropolia Olteniei participă la cursurile de obținere a gradelor clericale de definitivat și gradul 2. Cursurile vor avea loc la Mănăstirea Tismana din județul Gorj și vor fi predate de profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova.
La finalul perioadei de predare, preoții olteni vor fi evaluați scris și oral în baza rezultatelor obținute, urmând să primească o diplomă din partea organizatorilor. Arhiepiscopia Craiovei organizează în perioada 22-23 septembrie o nouă sesiune pentru examenul de capacitate preoțească. Evaluarea se adresează fiilor duhovnicești ai Mitropoliei Olteniei, absolvenți de studii universitare în teologie, specializarea teologie pastorală. Candidații vor susține o probă scrisă și una orală. Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puțin 7, cu nicio notă sub 6 la probele examenului. Depunerea dosarelor se va face la Centrul Mitropolitan din Craiova în perioada 31 august-17 septembrie. Peste 6.000 de tineri din mai multe țări europene se vor întâlni la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie, în cadrul reuniunii internaționale Tinerii Ortodoxi împreună pentru viitorul Europei. Alături de ei vor fi nume de referință pentru spiritualitatea ortodoxă, lumea culturală și artistică din România și din Europa. Vor avea loc slujbe speciale, pelerinaje, procesiuni, conferințe, dezbateri, concerte, workshop-uri tematice stradale, vernisaje de expoziții, o paradă a costumelor populare și dansuri tradiționale, plus multe alte activități tinerești. Deschiderea oficială va avea loc în piața Avram Iancu, în fața Catedralei Mitropolitane. În centrul Vienei se va construi un locaș de cult reprezentativ pentru ortodoxia românească. Macheta viitoarei biserici a fost prezentată de Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, înalt preasfințitul Părinte Serafim, cu ocazia recentei vizite pastorale făcute în comunitatea românească din capitala Austriei. Arhitecții sunt români la origine și au avut ca sursă de inspirație arhitectura tradițională din Bucovina. Locașul de cult este unul necesar, ținând seama de numărul românilor în continuă creștere. Înalt preasfințitul Părinte Serafim a îndemnat pe credincioși să susțină această inițiativă de suflet, mai cu seamă că această biserică, ce va fi pictată și în exterior, vine ca o invitație spre descoperirea Sfintei Ortodoxii, a frumuseții și liniștii sufletești, ce pot fi experimentate și interiorizate prin intrarea și închinarea într-o biserică ortodoxă. Conform unui studiu recent al reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene de la Bruxelles, în toate țările Uniunii Europene, cultele recunoscute sau înregistrate de stat beneficiază cel puțin de toate avantajele acordate organizațiilor non-profit. Statele nu percep impozit pe lăcașurile de cult, donațiile făcute cultelor nu sunt taxate, iar personalul clerical beneficiază fie de un sprijin direct, fie de scutiri de taxe și impozite. De asemenea, din același studiu reiese și faptul că asistența religioasă în instituțiile publice este finanțată de stat ca o consecință a garantării libertății religioase și de cult. Documentul prezintă relația dintre stat și biserică din toate statele Uniunii Europene. Studiul a fost publicat integral pe site-ul basilica.ro. Asociația Cultural-Creștină Iustinian Teculescu din Covasna organizează o colectă de carte pentru școlile din Republica Moldova cu prilejul Zilei Limbii Române. Ziua Limbii Române va fi sărbătorită mâine în Sala Unirea din Voinești, Covasna, în programul manifestării fiind cuprinse momente artistice și lansări de carte. Evenimente speciale vor avea loc și la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni în zilele de 1 și 2 septembrie, în program fiind incluse vizitarea primei școli românești din Sfântul Gheorghe, ce datează din anul 1799, precum și ateliere de scriere cu pană.